Bine v-am regăsit! Aș vrea să încep prezentarea din această seară cu referire la o carte care a apărut de curând, se numește Murind ca să fiu eu însumi, Dying to be myself, sau ceva pe aproape. Și este scrisă de o indiană, o autoare indiană, New Age. Cuvântul New Age este o umbrelă foarte largă, dar este una dintre acele anecdote despre experiențe near death experience, experiențe la hotarul între viață și moarte. Femeia povestește că a fost diagnostizată cu Hodgkin, îi se mai adăteau 3 ore de trăit și a început să moară. Și murind a ajuns la capătul existenței, a ajuns la granița între viață și moarte și sufletul uman fiind ca o ceapă, foiță după foiță, a fost dată la o parte până ce a rămas miezul. Și miezul este în Dumnezeu. Și femeia și-a descoperit adevăratul eu veșnic în Dumnezeu și și-a dat seama că toată viața nu fusese ea însăși, ci viața ei, coordonatele vieții ei fusese stabilite de alte persoane. Așa că a înțeles că ea are puterea asupra vieții și că trebuie să fie ea însăși și a învățat niște lecții acolo din partea cealaltă. S-a întors și s-a vindecat, s-a întors cu puteri, cu puterea spiritului asupra trupului, că bineînțeles, ca orice practicant de New Age, crede că spiritul are o putere supranaturală asupra trupului și s-a vindecat de cancer, ne spune ea, și nu numai că a învățat cum să fie ea însăși, dar a început să învețe și pe alții. Cartea a fost prinsă cu entuziasm de gloata New Age și de mulți creștini bănuiesc că asemenea experiențe sunt descrise frecvent și în medii creștine, mai ales în Statele Unite. Un minimum de gândire critică și de informație științifică și, mă rog, chiar un minimum de bun simț te face să-ți dai seama că toate acestea sunt fenomene de autosugestie, sunt simple iluzii, sunt mituri pe care omul le îmbrățișează, fiindcă este frică de moarte. În ultima instanță, se pare că femeia n-a avut cancer cu adevărat, nu s-a vindecat niciodată. Sfaturile de viață pe care le dă ea sunt ridicole. Fii tu însuți, mănâncă multă ciocolată, iarăși fii tu însuți, fă ceea ce te simți tu bine să faci, fă ceea ce îți place, și iarăși mănâncă ciocolată și așa mai departe. Totuși, de ce am amintit această anecdotă? Din cauza că, în principiu, conține un grăunte de adevăr. Grăunte de adevăr nu este legat în niciun caz de experiențe New Age lângă moarte și de revenirea de lumea de dincolo și așa mai departe. Grăunte de adevăr pe care îl cuprinde este ceva ce este fundamental, de fapt, într-unul din pasajele cele mai discutate și cele mai misterioase ale lui Pavel, Filipeni 2, începând de la versetul 5. Și anume, ideea că pentru a-ți descoperi adevăratul eu, trebuie, într-un fel, să mori, să te dezbraci de o existență perenă. Numai că acest adevărat eu nu este un absolut în Dumnezeu, ci mai degrabă este... cum să spun, este ceva într-o permanentă schimbare sau ceva ce este într-o permanentă confruntare cu moartea, dar în niciun caz nu descoperă, nu este acea întâlnire miraculoasă cu Dumnezeu despre care vorbește New Age-era aceasta sau despre care vorbesc cărți populare scrise în mediul evanghelic și penticostal în America despre oameni care au murit și l-au văzut pe Iisus și apoi s-au întors și așa mai departe. Aș vrea să citesc cu atenție pasajul lui Pavel și amintindu-ne mai întâi că aici este vorba de o problemă de teologie practică, nu de teologie sistematică. Nu este vorba despre o speculație despre natura lui Dumnezeu. Nu este vorba despre teologie trinitariană, de exemplu, ci este un sfat practic. Totuși, aș vrea să înțelegem conceptele fundamentale cu care operează Pavel, concepte ontologice și teologice. O să citesc mai întâi textul în românește și o să-l compar cu NIV, cu New International Version, și după aceea voi încerca să înțeleg diferența între cele două traduceri. Să aveți în voi gândul acesta că era și în Hristos Iisus.
El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dat numele care se mai presupune de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slavă Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Aceasta este partea teologică, pe care Pavel interesează mai puțin. Urmează o parte practică și aș vrea să mă refer la această practică, capitolul 3, versetul 4, legându-mă de un cuvânt cheie, măcar. Pavel spune despre Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Aici el spune, măcar că eu aș avea pricine de încredere, chiar lucrurile pământești. Pricine de încredere spune certitudini. Vorbeam despre certitudini pierdute. Pavel nu vorbește despre certitudini pierdute, ci despre certitudini abandonate, aruncate la gunoi. Dacă altul crede că mă pot încrede în lucruri pământești, eu și mai mult. Eu care stăteat în prejura opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitoare al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca pe o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu, pentru că am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea pe care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Mă opresc aici. Textul este familiar cel mai mulți dintre noi. Și m-a spus, aș vrea să încerc o foarte scurtă exegeză biblică. Mai întâi, expresia să aveți în voi gândul care era în Hristos. Substantivul gândul nu apare în greacă și nici verbul a avea. Apare un verb phroneo, care se poate traduce cu a fi preocupat de ceva, cu a te gândi la ceva în mod constant. NIV traduce, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Deci, atitudinea voastră să fie aceeași ca lui Hristos Iisus. Cred că este foarte corectă traducerea NIV. Este vorba despre o atitudine a minții, o atitudine a subiectului uman. În ce constă? Cornelescu spune care avea forma, măcar, Cornelescu spune, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Traducerea e corectă din punct de vedere etimologic. În greacă se spune că Iisus avea morfe, forma lui Dumnezeu. Deci am putea spune că aici se vorbește despre o metamorfoză, despre o transformare a formei. Numai că aici este o capcană și în aceste capcane cădem foarte ușor. Când eram seminarist, obișnuiam să corectez traducerile autorizate pe baza lexiconului grec. Spuneam, nu, acesta este sensul adevărat al cuvântului. De fapt, capcana etimologică ignoră de obicei semantica care se bazează la un traducător specializat, când vrea să înțeleagă sensul unui cuvânt, se bazează pe un studiu al limbii în adâncime, nu pe o relație mecanică între cuvântul în greacă și cuvântul în limba modernă, într-un dicționar, ci mai degrabă pe felul cum a fost, este folosit acest cuvânt, nu neapărat în Biblie, că și asta te poate înșela, da? Biblia nu este o carte, ci o colecție de cărți, ci mai degrabă cum este folosit intertextual în literatura timpului, mai ales a timpului în care a fost scris acest cuvânt. NIV traduce aici care, who being in very nature God. Deci, traducerea el având forma lui Dumnezeu, NIV traduce fiind Dumnezeu prin natura lui. De ce traduce NIV așa? Pentru că este foarte clar că Pavel folosește aici cuvântul formă, în sensul în care a fost folosit de Aristotel. Să nu uităm că Pavel
trăiește la 300 și ceva de ani după Aristotel. Deci, deja termenul lui Aristotel intrase în uzanța publică. Pentru Aristotel, forma este natura. Formele veșnice sunt la Aristotel, ceea ce erau la Platon ideile veșnice. Argumentul Aristotel este forma unei statui definește ce este această statuie. Altfel, materia este doar piatră. Deci, când spune formă, Aristotel înțelege natură. Așa că traducerea Naivii este foarte corectă. De fapt, se referă la Iisus că avea natura lui Dumnezeu. Nu a considerat ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci și aici intervine cuvântul cheie de care aș vrea să ne ocupăm, în versetul 7, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. S-a dezbrăcat pe sine însuși. În greacă este folosit verbul keno, care nu semnează a te dezbrăca din afară, ci a te goli din lăuntrul tău. Și aici NIV vine cu o traducere foarte îndrăzneață, care ne bagă direct în inima ontologiei lui Pavel. De ce? Deci cuvântul keno, a se goli, s-a goli de el însuși, a intrat în teologia creștină sub forma unui substantiv, kenosis sau kenoza. Și cel care a popularizat cel mai mult această noțiune a fost Ioan al Crucii, călugărul carmelit și mistic carmelit Ioan al Crucii și Tereza d'Avila, care au venit cu acel concept numit noaptea sufletului. Anume că așa cum Iisus s-a dezbrăcat, s-a golit pe dinăuntru de atributele divine și a intrat într-o noaptea sufletului, înainte de a avea acea formă, a reintrare în slavă, la fel sufletul trebuie să se golească, trebuie să umilească pentru a ajunge la slavă. Și ca atare, carmeliții practicau o existență foarte umilă și plină de frustrări, care era și deprimantă, cu siguranță, pentru ca să ajungă la acea unire cu Dumnezeu, fiind niște mistici. Scopul final, până la urmă, este unirea cu Dumnezeu. Dar aici carmeliții au făcut o greșeală, ca și indiana, femeia indiană New Age, despre care v-am povestit. NIV, altă traducere foarte îndrăzneață. Și ne spune, he made himself nothing. S-a făcut pe el însuși nimic. Și aici înțelege foarte bine traducătorul NIV esența ontologiei lui Pavel. Pentru că având natura lui Dumnezeu, sau fiind Dumnezeu prin natură, înțelând că Dumnezeu este existența în sine, este existență absolută, nedeterminată, este baza oricărei existențe, da? Nu este, așa cum spuneam data trecută, nu este ceva ce există, ci baza oricărei existențe. Și amintiți-vă că grecii aveau o polemică cu privire la natura existenței, răspunzând la întrebarea de ce există ceva mai degrabă nimic. Existau două școli care au rămas pentru totdeauna și sunt încă în timpul nostru. Un răspuns este acela că orice lucru care există, de exemplu noi, suntem derivați într-o existență absolută, da? În el avem viața, ființa și mișcarea, spune Pavel citând tul pe Epamenides, nu spune de la el. Deci, existența noastră este derivată, existența noastră limitată în spațiu și timp, existența noastră fragilă, este derivată dintr-o existență absolută, care este Dumnezeu. Și așa cum spunea Filon, despre care vorbeam la trecută, Dumnezeu nu poate fi numit. Din cauza aceasta, spune Filon în Exod 3:14, Dumnezeu se prezintă lui Moise ca eu sunt cel ce sunt, pentru că el este existență în sine. Filo folosește traducerea din Septuaginta a Bibliei ebraice, ego eimi on, eu sunt existența, și ego eimi ho on, eu sunt existența. Și Filo spune, Dumnezeu nu poate avea un nume, pentru că el este existența, și odată când le dai nume, faci din el un lucru derivat din această existență, un lucru existent în spațiu și timp. Mergând mai departe, spuneam data trecută
că atunci când îl reprezinți pe Dumnezeu, când faci obiect al închinării, faci același lucru, îl obiectivezi și atunci nu mai este existența în sine, nu mai este Dumnezeu. Așa cum spuneam, este una dintre contradicțiile teismului aici. Acum, Pavel începe discursul lui despre kenoză, spunând că Iisus era existența în sine, dar nu a vrut să fie egal cu Dumnezeu. Deci, oarecum ideea pe care o folosește Pavel, dramatizând puțin acest lucru, n-aș vrea să vedem aici o istorie, cât mai degrabă o narațiune care dramatizează o anumită concepție ontologică. Anume, n-a vrut să fie o ființă care cu atributele unei puteri absolute, ci mai degrabă, spune Pavel, a devenit nimic. Deci, opusul existenței absolute este nimicul, neexistența. Și pe ce se bazează această idee că Iisus a devenit nimic? Pe ideea că s-a golit de sine însuși. Pentru cei care credeau că existența oricărui lucru e derivat într-o existență absolută, implicația era că nu există vid, nu există neexistență. Pentru cei care credeau că toate lucrurile care există sunt accidente într-un nimic, neexistența este ultima realitate. Și din ea este derivată orice existență relativă. Pavel, este interesant că unește ambipol în Iisus. Iisus renunță să fie existența absolută. Iisus renunță la transcendență și supranatural, se golește. Această golire este un vid, de fapt. Se face un vid. Și aceasta însemnează că Iisus se face pe sine însuși nimic. Acum, aici sunt două idei subtile. Una dintre ele este că Iisus este Dumnezeu în două sensuri, ca existență absolută și ca neexistență absolută. Practic sunt două fețe ale absolutului, deci al lui Dumnezeu. Dar altă idee este că, de fapt, Iisus ca persoană istorică, existența lui, viața lui, se desfășoară între doi poli, între existența absolută la care renunță, de care se golește, și o neexistență absolută spre care merge. Deci, Iisus ca subiect absolut, care este și în existența absolută și în neexistența absolută, da? El este cel care hotărăște să fie, să se golească de existență. Deci, dincolo de principiul unei Dumnezeu abstract impersonal, apare un subiect care renunță la atributele divine și nu poate să spui că este nimic pentru că el alege să se golească. Ceea ce subiectul acestei acțiuni este Iisus, care rămâne subiectul tot timpul. Și ca atare este realitatea absolută. Aici apare altă idee a lui Pavel, anume care a fost fundamentală și foarte radicală și spre care încerc să ajung să merg și eu, anume că subiectul, persoana cu voință care alege, este un absolut și în fața existenței infinite și în fața morții. Iisus se prezintă și ca un subiect uman, dar ca subiect este independent și de existența absolută la care renunță, de care se dezbracă sau de care se golește și pe care o refuză. Nu vrea să fie un Dumnezeu. În același timp, este independent sau de moarte sau de neantul total, pentru că el este cel care alege să se golească, de cel care rămâne. Așa că existența lui Iisus este pusă între doi parametri. Absolutul, dumnezeirea la care a renunțat și nimicul, neantul, inexistența totală, spre care merge golindu-se de sine, dar rămânând totuși în control, un subiect absolut vis-a-vis de această noapte totală a neființei. Și atunci, în ce constă de fapt esența aici? Practic, Iisus este o existență limitată în spațiu și timp. Această existență limitată însă nu este derivată într-o existență absolută. Dimpotrivă, această existență limitată se face prin negarea sau prin renunțarea la atributele acestei ființe absolute. Le are, dar renunță la ele.
Deci nu este o existență în sens platonic sau în sensul celor mai mulți filozofi idealiști. Nu este o existență limitată în spațiu și timp și vulnerabilă și fragilă, derivată într-o existență absolută, ci este o existență absolută care se golește pe sine ca să fie fragilă și limitată în spațiu și timp. Și această existență este tot timpul confruntată cu neexistența, pentru că golindu-se de sine, se confruntă cu moartea, cu neexistența, care apare mereu prezentă acolo unde sunt limitele în spațiu, în timp, în limitele minții, limitele trupului, limitele oricărei aspirații umane. Însă, tocmai între aceste limite, se manifestă Iisus ca un absolut care decide. El este în stare să decidă să nu fie Dumnezeu. Deci, e în stare să decidă să se golească de atributele divine, este în stare să decidă în fața morții și să rămână existent, să-și afirme existența în fața morții. Cu alte cuvinte, Iisus este o existență afirmată între două absoluturi, într-un absolut abstract, transcendental, supranatural al lui Dumnezeu, de care se golește, și un absolut a unei morți, a unei inexistențe totale, cu care se confruntă în fiecare clipă în timpul existenței sale. Și dacă ce spun pare prea filozofic, o să încerc să trag câteva concluzii practice mai târziu din aceasta, dar aș vrea să limităm, să menținem această idee că absolutul, ceea ce este absolut, ceea ce este nedeterminat, ceea ce este perfect liber, este aici subiectivitatea lui Iisus ca persoană, ca voință, în ultima instanță umană, care alege. Și nu este omul care există într-un univers fără Dumnezeu, ci mai degrabă este Dumnezeul care se golește de atributele sale ca să existe ca om. Și această existență este confruntarea cu un permanent nimic. Nimicul acesta este cuprins chiar în natura oricărei ființe limitate. Când Iisus alege să fie o ființă limitată, da? Să fie un om concret istoric, născut, care merge spre moarte ca orice om, cu limitele oricărei ființe umane, el, de fapt, alege să fie nimic. Adică alege să aibă nimicul ca o parte din existența lui. Și nimicul este ceva ce îl confruntă permanent și provoacă permanent și în fața căreia se afirmă existența. Existența nu se afirmă ca un absolut aici, ci existența se afirmă ca o existență limitată în fața nimicului. Deci, ca să spun așa, nu este existența absolută, ci este existența tragică. Și aici Apostolul Pavel introduce conceptul tragediei creștine, care diferă de tragedia păgână. Fiindcă tragedia păgână este tragedia eroului care se confruntă cu destinul. Aici însă este eroul care se ridică spre domeniul zeilor și unor devine zeu. Aici este un antierou, de fapt, care se dezbracă de divinitate ca să fie om, să se sacrifice. Pavel merge mai departe și ne spune că Iisus s-a făcut om și rob și ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Mai este aici un lucru foarte interesant cu crucea. De ce? Pentru că crucea este un instrument de tortură. Și de ce erau folosite instrumente de tortură ca mijloc de execuție pentru trădare și pentru regicid sau pentru un act de lezmaestate, se folosea tortura publică. De ce foloseau regii și, mă rog, imperatorii și despoții antichității și a evului mediu tortura publică? Asta s-a folosit până în secolul XVII, chiar până și la începutul secolului XVIII, chiar și în Europa de Vest. Ei bine, tortura publică era un atac al regelui împotriva subiectului care îl trădase, prin care regele își arăta puterea și voința vis-a-vis de trădătorul său, care l-a dus la statutul de victimă. Deci, regele este cel care e în control și persoana executată este cea care este dezbrăcată de putere, de orice demnitate umană, corpul condamnatului este mediul în care se manifestă puterea regelui asupra lui. Însă nu se întâmpla
Și se pare că, spune Michel Foucault, ne spune că este unul din motivele pentru care s-a renunțat la tortura publică. Se întâmpla ca persoana torturată să câștige publicul din cauza că rămânea tare, nu putea să fie spart de tortură. Ei, în cazul, e foarte interesant că crucea este prezentată de Pavel ca pe o afirmare a voinței lui Isus, nu ca pe o afirmare a voinței iudeilor sau romanilor, ci crucea este un act voluntar al lui Isus. Și asta este ideea în Kenoză, ca și dezbrăcarea de divinitate, de supranatural, de transcendență și acceptarea nimicului, devenirea spre nimic. Da? Crucea este actul voluntar al lui Isus care ne arată puterea absolută a subiectului uman confruntat cu limitele sale și cu moartea și cu nimicul. Crucea este locul perfect de confruntare într-o existență limitată și un nimic absolut, în care ceea ce se afirmă nu este nimicul, așa cum ceea ce se afirmă nu este puterea Romei sau a iudeilor, ci este tocmai puterea voinței lui Iisus care câștigă, care se afirmă ca un absolut, deși este o existență limitată în fața nimicului și a celelalte forțe care sunt împotriva lui. E bine, nu vreau să filozofez prea mult. Pavel vrea să tragă aici, de aici niște concluzii practice. Și care sunt aceste concluzii practice? Mai întâi, experiența religioasă a unui iudeu era un drum spre Dumnezeu prin lege. Și certitudinile lui religioase erau bazate pe lege. De fapt, legea era receptorul atributelor divine. Legea era locul în care se întâlnea cu transcendența și cu supranaturalul. Legea era revelație, deci un act supranatural. Legea era transcendentă, venea de la Dumnezeu. Așa cum Iisus a dezbrăcat peste transcendent și supranatural, Pavel se dezbracă de lege. Și dezbrăcarea lui Pavel de lege nu are sens teologic care îl dăm noi, adică ca și cum ar vrea spune, știți, legea, cu legea s-a terminat acum, deci legea nu mai este valabilă, așa că de acum avem alt gen de lege, alt gen de evlavie, ca să avem aceste certitudini religioase. Nu. Pavel discută aici despre lege ca un lucru considerat un absolut de iudeu. Și motivul pentru care nu înțeleg acest absolut nu este pentru că a descoperit un alt absolut, ci pentru că Pavel urmărește exemplul lui Iisus care se dezbracă pe sine de absolut și de transcendență, de aceste false certitudini. Pentru că, de fapt, e un fals absolut și o falsă transcendență. Am putea să punem aici, în loc de lege, să punem orice fel de normă religioasă, orice fel de ritual sau de drept canonic sau de dogmă pe care un credincios îl consideră un container al absolutului și un receptor al transcendenței. Orice formă de absolut verbalizat, prins în ritual, într-o instituție eclesiastică, într-o dogmă, în orice vreți dumneavoastră. Și primul lucru pe care îl face Pavel este să se dezbrace de acest absolut, în ghilimele. Așa cum Iisus s-a dezbrăcat de divinitatea sa. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Pavel, la Iisus natura divină a fost reală și s-a dezbrăcat de ea. Aici, în lege, da? În Tora și în faptul că sunt din Israel și din Beniamin și sunt iat în prejur și sunt fariseu, sunt elevul Gamaliel și așa mai departe, zice el, aici, de fapt, nu este cu adevărat transcendență și absolut, ci este mai degrabă o transcendență imaginară și absolut imaginară. Dar hai să acceptăm premisa că sunt, că legea este absolutul. Foarte bine, mă dezbrac de ea, așa cum Iisus a dezbrăcat de absolutul său. Acum aș vrea să introduc aici și altă idee. Una dintre aspirația fundamentală a misticului grec, neoplatonist, înainte de creștinism, era să se umple de atributele divinității. Ori Pavel recomandă kenoza, adică golirea de atributele divinității,
Scopul meu nu este să mă umplu de atribuțiile divinității, ci să mă golesc. De ce să mă golesc de ele? Pentru că sunt niște false atribute și trebuie să găsesc adevărul dincolo de paliative. Aș lua trei exemple din timpul nostru. Să zic un advenit de ziua 7. Este persoana care, ale cărei cerințe se bazează pe păzirea legii, pe sabat și pe, în general, pe norme comportamentale. Nu toate sunt legea Vechiului Testament, unele sunt legate de legea Vechiului Testament, altele sunt principii de evlavie creștine care le practică toți creștinii, alții sunt specifice adventismului, cum ar fi vegetarianismul. Ideea este că un adventist, ca să ajungă la, trebuie să scape de aceste false certitudini dezbrăcându-se de toate acestea. Și dezbrăcarea implică nu atât de mult, de exemplu, dacă vegetarian să nu mai fie vegetarian, da? Să apuce să fumeze, să bea. Ci ideea este mai degrabă aceea de a se dezbrăca de ideea, de falsă certitudine, că în acestea are transcendentul și absolutul, un adevăr definitiv, tot adevărul, mă rog, ca să folosesc acest clișeu. Dar să luăm și alt exemplu, să zicem cine un tip de creștin born again, care a avut o experiență emoțională și consideră că are pe Dumnezeu și pe Iisus în viața sa. Recomandarea lui Pavel ar fi ca să se dezbrace de această experiență emoțională, să o regândească ca pe o problemă pur psihologică, să o înțeleacă ca simplă psihologie și să o arunce la gunoi. Sau, să zic, un harismatic care caută supranaturalul, ideea este să arunce supranatural la gunoi. Și să, așa cum Iisus a dezbrăcat de dumnezeire, să dezbrace de aceste mijloace de a se umple cu dumnezeirea. Da? Deci omul consideră că prin religie are un contact cu dumnezeirea, se umple cu dumnezeirea, ajunge la Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu. Da? Să se dezbrace de acele mijloace care consideră că îl oferă pe Dumnezeu. Spunea cineva că certitudinea acelei persoane spunea că se bazează pe faptul că îl are pe Dumnezeu. Și dacă îl întreb de ce îl are pe Dumnezeu, cineva ar putea spune să se refere la o experiență emoțională, dar persoana respectivă se referea cu siguranță la un sistem de dogme, de reguli, de reguli biblice, credințe biblice, norme biblice și bisericești pe care le practica. Și din cauza acestea că îl are pe Dumnezeu, plus certitudinile emoționale. Ideea ar fi să se golească de dumnezeirea ei, adică de această falsă dumnezeire, de toate aceste false atribute ale locuirii divinității în om sau a locuirii omului în divinitate și să le arunce pe toate la gunoi. Ca atare, aici este, Pavel folosește kenoza lui Iisus, pe care nu caută să o explice foarte bine, fiindcă nu încearcă să speculeze, ca să denunțe orice absolut în religie, indiferent că este dogmă, ritual, tradiție, orice vreți dumneavoastră, experiență mistică, orice absolut în care omul ajunge la concluzia că îl are pe Dumnezeu, acesta trebuie să dezbrace, că și Iisus a dezbrăcat de dumnezeirea lui. Merg mai departe la textul cheie în care Pavel spune să fiu găsit în el. Dar ce este în el? El s-a golit de totul. Și NIV e foarte corect când folosește expresia s-a făcut pe sine nimic. Căci aceasta este ideea, chiar dacă cuvintele nu apar în greacă, că s-a făcut pe sine nimic. Și atunci să găsești într-un cineva care s-a făcut pe sine nimic. Este foarte interesant ce urmează mai departe. Că Pavel spune aici de o neprihănire. Acum las la o parte cuvântul neprihănire. Cuvântul neprihănire vine din limba slavă. Și fără prihană se rează fără pată. Are ceva ceremonial în el. Da? O haină albă care nu este pătată de nimic. Și voi lăsa la o parte și cuvântul righteousness, folosit în general în versiunile anglosaxone, protestante, care a fost tradus în românește ca neprihănire. Și aș vrea să merg la cuvântul folosit de Pavel, care este justificare, de fapt.
Și ideea este aceasta: justificarea existenței noastre în ultimă instanță nu are loc prin faptul că suntem evrei sau suntem adventiști sau suntem baptiști sau catolici sau ortodoxi, că practicăm anumite ritualuri sau dogme, ci prin faptul că Isus a dezbrăcat de dumnezeire și a fost un om limitat într-o continuă confruntare cu moartea. Că Isus s-a îmbrăcat cu nimicul. Vreau să observ un lucru. Toate religiile principale prezintă existența ca pe o pedeapsă. Noi existăm în această lume fiindcă suntem pedepsiți să existăm. Și sunt diferite interpretări. Hinduismul interpretează într-un fel, budismul mai moderat, apoi iudaismul are istoria căderii și suntem cum suntem, fiindcă suntem pedepsiți. Mă rog, existența noastră este o pedeapsă. Creștinismul este probabil cel mai radical în privința aceasta. Și de ce este cel mai radical creștinismul? Creștinismul numai că ne prezintă existența noastră în natură căzută ca o pedeapsă. Dar este o pedeapsă pentru care suntem pedepsiți după aceea. Deci, cu alte cuvinte, suntem pedepsiți fiindcă am fost pedepsiți. Este ca și cum, să zic, ai făcut o mică infracțiune. Însă intri în roțile sistemului de justiție și această mică infracțiune apare ca o mare crimă, mă rog, și capricile justiției te fac un criminal dintr-o persoană care a făcut o greșeală omenească. Dar ești criminal și trebuie să plătești. Așa că există termenul acesta în engleză care este foarte, foarte grafic, foarte sugestiv. To serve time. Servești timp. Și de ce e sugestiv? Pentru că pedeapsa în jargonul juridic anglosaxon, pedeapsa însemnează a servi timp. Pedeapsa este o existență în timp, în anumite condiții limitate. Dar până la urmă, ce este viața noastră decât a servi timp? Da? Viața noastră este timp. Timp limitat în condiții limitate. Așa că, să zic, te duci și faci timp, da, într-o pușcărie. Dar nu este viață, sunt ani, câțiva ani de zile și apoi ieși. Și când ești în viața civilă, constați că urmează o altă pedeapsă. Pedeapsa, nu ești pedepsit fiindcă ai făcut crima respectivă sau, mă rog, ai fost condamnat pentru o crimă pe care ai vrut-o să n-ai făcut-o, ci ești pedepsit fiindcă ai servit timp, fiindcă ai fost în pușcărie. Și pentru că ai fost în pușcărie, este o altă gen de pedeapsă pe care ai în societate. Toată lumea te respinge, nimeni nu-ți dă, nu te angajează, nu găsești o locuință bună, nu găsești prieteni onorabili și așa mai departe. Este un cerc vicios. E bine, cam așa văd creștinii problema existenței. Existența este o pedeapsă, servind timp. Dar după aceea, fiindcă am fost în lumea aceasta, suntem pedepsiți. Și toată lumea știe că un pușcăriaș nu este curat, numai pentru simplu fapt că a fost în pușcărie, nu poate să fie un sfânt, chiar dacă a intrat un sfânt acolo. Orice cine știe că cine a trăit în lumea aceasta merită o pedeapsă. Și ca atare, existența este văzută ca o pedeapsă. Și omul religios încearcă să justifice această existență. Pentru ca să aibă un sens și apoi să nu fie pedepsit. Când a fost controversa între Ham și Niles, au apărut mai mulți creaționiști cu întrebări foarte naive, scrise pe tricouri, și una dintre aceste întrebări sună așa: Dr. Niles, care e sensul existenței tale? Sensul existenței mele este să găsesc mântuirea. Existența ta nu are niciun sens. Și cineva a replicat, vrea să spună că sensul existenței ei este să îl convingă pe Dumnezeu să nu o pedepsească fiindcă a existat. Foarte corect pusă problema. Prin mântuire, ce mai mult să înțeleg, evita pedeapsa pentru faptul că a existat, că ai trăit în lumea aceasta. Și pedeapsa aceasta, ori o eviți făcând ceva, care a iudeilor, sau fiind ceva, ori o eviți fiindcă Iisus a plătit în locul tău. Și aici este o înțelegere foarte greșită a întruparii și morții lui Iisus. Ideea este că Iisus însuși a acceptat această pedeapsă a existenței și a morții ca să nu mai fim vinovați noi pentru ea sau să a luat vinovăția noastră asupra lui. De fapt, ideea este alta. În momentul când Iisus
a intrat în existență, a îmbrățișat nimicul. Deci, traducerea Naivii ne sugerează ideea că kenoza însemnează îmbrățișarea nimicului de către Isus. Nimicul este ceea ce definește existența noastră. Și pentru care ne simțim vinovați, pentru care simțim că existența noastră nu are sens, este nejustificată. Atunci când Isus a îmbrățișat nimicul, a justificat această existență. Ideea este că Isus a justificat această existență limitată în spațiu și timp, această existență finită, care este, nu este existența absolută, nu este Dumnezeu, dar nu este nici nimicul total, ci este un proces între cei doi poli. Existența care, devenirea de fapt, devenirea, existența este un proces, este în timp. Și ce este timpul, ce este viața, ce este devenirea, decât un amestec de ființă și neființă, trecere de la ființă și la neființă și de la neființă la ființă. Aceasta este ideea. Ideea este că Iisus a justificat și ca atare, faptul că Iisus s-a dezbrăcat pe sine de transcendență și absolut, atributele absolute sau absolutului divin, este o justificare a unei existențe dezbrăcate de aceste atribute. O existență care merge spre nimic. Faptul că Isus a intrat într-un proces voluntar de a merge spre nimic, de a se goli, de a deveni nimic, justifică o existență care nu duce nicăieri decât tot la nimic, la noapte. Și existența în sine este justificată. Cu alte cuvinte, aici existența este văzută ca ceva tragic, dar este justificată. Și aici este ideea lui Pavel de a fi găsit în justificarea lui Isus. Trecând de aspectul religios care este cel care îl preocupă pe Pavel. Eu aș vrea acolo să merg mai departe și să înalț aici o altă idee, pentru că în lumea secolară în care trăim noi, justificarea religioasă nu mai este căutată de oameni, dar se caută o altă justificare a existenței. Trebuie să justific existența mea. Și justific această existență raportându-ne la un absolut, care nu este Dumnezeu, dar este un ideal social, este statul, este patria, este, mă rog, binele comun sau ce vreți dumneavoastră. Dar undeva, undeva trebuie să fie o justificare. Or, de ce? Pentru că ni se pare că existența aceasta, limitată, perenă, într-o continuă devenire, despărțită de un absolut, de orice transcendență și nemergând nicăieri decât spre o noapte fără sfârșit, această existență nu are niciun sens, nu-i justificată. Or, ideea este că kenoza lui Iisus este justificarea acestei existențe. De ce? Pentru că Iisus a rămas un absolut și în această existență limitată. Și ideea pe care o tragem este că subiectul uman care înțelege acest lucru este el însuși un absolut. Așa cum Iisus a rămas un absolut pe cruce, subiectul rămâne un absolut în această existență limitată și într-o continuă confruntare cu neființa, într-un continuu mers spre neființă, în această limite de timp și spațiu, în această servire de timp ca a unui pușcăriaș, omul rămâne un absolut. El este cel care decide ce să facă cu existența lui și ce poate decide omul. Nu poate fi Dumnezeu. Foarte bine, Iisus a decis să nu fie Dumnezeu, da? Nu poate să evite moartea. Iisus a decis să meargă spre moarte. Nu poate să-și depășească limitele. Iisus a decis să-și le adopte. Deci, având gândul lui Iisus, ești un absolut, ai o libertate absolută. Tu ești în control. Tu ești absolutul aici, de fapt, în deciziile pe care le faci. Acum însă aș vrea să merg puțin mai departe. Există un pericol, o capcană în care biserica a căzut de la început și orice religie cade și cei mai mulți oameni cad. Și vreau să știți mai departe concluzia lui Pavel cu privire la kenoza. Deci, Pavel ne spune mai întâi, revenind la aspectul religios, că motivul pentru care Iisus este numele mai înalt de orice nume, de care Pavel vrea să împărtășească, în care vrea să fie găsit, de fapt, nu este fiindcă este Dumnezeu, ci fiindcă s-a dezvăluit de dumnezeire. În sensul acesta, absolutul pe care constituie Iisus, este cel al unui subiect care
s-a dezbrăcat de transcendență și de dumnezeire și și-a asumat neființa. Și acesta este absolutul, de fapt. Este numele mai presus de orice nume. Și este justificarea existenței umane. Însă, ceea ce spune Pavel mai departe, vorbește că el însuși s-a dezbrăcat de iudaism. El însuși s-a dezbrăcat de bucata lui de absolut. Și vorbește mai departe, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia sufletului și să mă fac asemenea cu moartea lui și să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul, așa că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte că duc să-l apuc, întrucât eu am fost apucat de Hristos Iisus. Pavel vrea să ajungă la învierea din morți, este foarte clar. Dar Pavel nu vrea să ajungă la niciun punct în această viață în care procesul să fie încheiat. Deci el spune că încă n-a câștigat premiu și că uitând ce este în urme, aleargă mereu înainte. Existența lui, nu numai că nu este determinată de un absolut din trecut, o dogmă, o tradiție, nașterea lui din Israel, dar existența lui sau justificarea lui nu este determinată nici de un punct la care vrea să ajungă în viitor. Acum, am spus de experiența New Age, mă rog, la granița morții, în ghilimele, și de teologia mistică a lui Ioan al Crucii și Teresa de Avila cu Noaptea Sufletului. Aș mai adăuga aici teologia lui John Wesley, care vorbește de a doua binecuvântare la care ajunge cineva. Aș mai adăuga perfecționismul adventist, care vrea să ajungă la punctul că nu mai păcătuiește și este gata pentru timpul de strâmtorare și la acea perfecțiune ca să fie gata pentru Iisus, venirea lui Iisus. Aș discuta pur și simplu și clișeul a fi gata pentru venirea Domnului. Ideea că ajungi la un punct absolut în această viață, de la care nu mai este nevoie să mergi mai departe. Și principiul kenozei implică că niciodată nu este un acest absolut în viața aceasta. Deci, continui, tu trebuie să te golești. Ceea ce este azi un absolut, mâine va fi un relativ. Și ceea ce mâine e un absolut, poi mâine va fi un relativ. Cu alte cuvinte, omul aleargă spre un orizont infinit, dar întotdeauna trebuie să relativizeze prezentul, să lase în trecut și să alege mereu spre un nou orizont. Aceasta ar fi ideea care se aplică și religios și secular. Însă, capcana în care, așa cum am spus, cad cei mai mulți oameni, oameni religioși, este foarte bine sugerat de un eveniment care a avut loc în ultimele momente ale agoniei lui Iisus pe cruce. Ni se spune că femeile evlavioase din Ierusalim, și nu degeaba erau femei evlavioase acestea, pregăteau o băutură din amestec de fiere și oțet, ca un drog. Așa că omul care murea pe cruce lua acest drog. Și dintr-o dată drogul îi ușura suferința. Mi se spune că Iisus a refuzat acest drog și a murit, a înaintat spre moarte, spre nimicul care este consecința golirii sale de dumnezeirea lui, fără să umple locul acestei dumnezeiri cu un drog, așa cum fac cei mai mulți oameni. Acum, ce se întâmplă? Iau acest drog chimic ca un simbol al drogului religios. Pentru că oamenii sunt în căutarea unei certitudini. Și ceea ce ne spune Pavel aici este că dacă există o certitudine, aceasta e Dumnezeu, e în Dumnezeu. Dar Iisus s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui. Practic, s-a dezbrăcat de această certitudine. Și Pavel ne spune că el însuși s-a dezbrăcat de certitudinile iudaismului. Și în ultimul instanță, noi trebuie tot timpul să ne golim noi înșine. Așa că o certitudine religioasă care te face să îngheți acest proces al kenozei, care merge înainte. O certitudine religioasă este un drog. Un drog care îți dă impresia că ai ajuns. Și am început această prezentare cu istoria femeii care a zis că a ajuns la capătul, mă rog, la granița între viață și moarte și a găsit existența înrădăcinată în Dumnezeu, s-a întors acolo cu puteri noi și a vindecat trupul și a ajuns să fie ea însăși. Da, cu siguranță că această dezbrăcare de certurile false ale vieții ne ajută să fim noi înșine.
Dar dezbrăcarea urmează toată viața. La Iisus dezbrăcarea nu s-a oprit până n-a devenit nimic, până la neantul total. Deci nu trebuie să se oprească. Și în cazul acesta, momentul când ne oprim, este momentul când am luat buretele de oțet. Acest burete de oțet vine sub forma unei învățături religioase, a unei experiențe spirituale, a unei dogme, a unui adevăr. Dacă vreți să mă refer la domeniul care mi-a zis cel mai familiar al adventismului de ziua șaptea, drogul pe care l-au adventiștii se numește Avem tot adevărul. Este un sistem de teologie biblică care se justifică cu metoda text-proofing și care îl considerăm absolut. Și acum tot ce ne lipsește este să trăim perfect această teologie de care ne îndoim ca să fim gata pentru venirea Domnului. Și atunci suntem gata pentru venirea Domnului. De fapt, aici este renunțarea la existența tragică pentru eschatologie. Ce existență este existența tragică? Existența tragică este confruntarea continuă a existenței cu neexistența. Ceea ce a făcut Iisus, de fapt. Iisus s-a dezbrăcat de Dumnezeu lui ca să se confrunte cu nimicul, cu neexistența. Da? Și asta l-a justificat existența noastră. Așa că noi în fiecare clipă ne confruntăm cu neexistența, cu limitele noastre, cu vinovăția noastră, cu moartea, cu tot ce vreți. Și această existență este tragică, atâta vreme cât ca și Iisus, tu ești cel care face alegerile și tu te confrunți, tu ești, tu existi. Nu alții determină existența pentru tine, cum ar fi legea. Pavel venea nemit, evreu, păzitor al legii, fariseu, acest nu e adevărat Pavel. Pavel trebuie să dezbrace toate aceste false existențe, false absoluturi, ca să găsească pe adevăratul Pavel, persecutorul, dacă vreți, da? E adevăratul Pavel, până la urmă. Ei bine, atunci când luăm buretele de oțet, de fapt, caracterul tragic al existenței a fost înlocuit cu un absolut eschatologic. Am ajuns la sfârșit. Sigur că Pavel gândește eschatologic. Vreau să ajung la învierea din morți. Asta e gândire eschatologică. Dar acest punct eschatologic nu este atins în viața aceasta niciodată. Este lăsat pentru altă existență. Viața aceasta, chiar și pentru Iisus, nu a fost altceva decât o înaintare continuă spre moarte și o permanentă confruntare cu inexistența sub forma limitelor existenței. Faptul că Iisus a existat și a afirmat existența chiar și pe cruce este ceea ce ne justifică și ne îndreptățește, este exemplul nostru, de fapt, și este lecția de viață. Aș vrea să dau un exemplu din istoria teologiei care ilustrează foarte bine refuzul lui Iisus de a lua buretele de oțet. Søren Kierkegaard a fost, cu siguranță, cel mai radical creștin al modernității. Și nu o să vorbesc acum despre teologia lui Kierkegaard, dar atunci când Kierkegaard a fost pe patul de moarte, Biserica Luterană a trimis un preot să-l împărtășească. Kierkegaard era luteran, era un teolog luteran, nu s-a lepădat de creștinism. Kierkegaard, de fapt, s-a declarat toată viața un urmaș radical al lui Iisus. A susținut creștinism ca învățătură radicală. Însă atunci când i s-a dus împărtășanea la patul de moarte, Kierkegaard, în fața morții, a refuzat să o ia. De ce? Kierkegaard nu s-a lepădat de credința lui. Kierkegaard a avut credința destul de puternică ca să n-aibă nevoie de buretele cu oțet. Paharul de vin și pâinea a fost, de fapt, buretele de oțet amestecat cu fiere, care i s-a dat lui Iisus. Și de ce este o falsă certitudine? Pentru că departe de a fi simbolul jertfei lui Iisus sau al crucii sau al vieții lui Iisus, este simbolul puterii bisericii de a mânui sacramentele, de a-ți oferi mântuirea. Și Kierkegaard a refuzat acest paliativ, o biserică care oferă un absolut, o certitudine, o mântuire, tocmai pentru că a rămas radical în credința lui creștină. Așa că probabil că pentru mulți un creștin radical, ca cel propus de Pavel aici în
discursul despre kenoza lui Isus și despre fel cum trebuie replicat în propria lui viață ca creștin. Pavel nu le spune altora cum să replice în propria lor viață, ci spune doar să aibă aceeași atitudine. De aia arată exemplul său, în care Pavel a renunțat la iudaism și la poziția lui de fariseu și la toate certurile care îl dădea nașterea lui dintr-un trib evreu, acceptând această confruntare cu nimicul, cum a acceptat-o Iisus, fără să ia din buretele de oțet, și a găsit în aceasta justificarea existenței lui. E bine, cred că în timpul nostru există o tendință foarte puternică din cauza că satul global în care trăim ne oferă posibilitatea confruntării cu tot felul de sisteme teologice și tot felul de filozofii și cu foarte multe informații științifice care creează o dizonanță cognitivă, să zic așa, între religia noastră, între certitudinile noastre și nu numai alte sisteme de gândire, dar și informații despre lumea aceasta, îi face pe foarte mulți să se închidă în ei înșiși, să se izoleze, să se radicalizeze în sens fundamentalist. Aceasta e tendința pe care o văd în cele mai multe religii. O radicalizare fundamentalistă, un drum spre fundamentalism. Refuzul de a se lăsa confruntați de concepții despre lume alternative, de informații alternative, de informații despre lume care pun sub semnul întrebării concepțiilor despre lume, vor să aibă absolutul lor. Și pentru că acest absolut nu este un absolut, e ușor de dărâmat. Dacă se confruntă cu alte vederi și alte filozofii și alte teologii și informații științifice, atunci ei se izolează de orice informație și nu acceptă să fie informați decât prin prisma pastorilor și preoților și liderilor lor și învață să nu gândească, să nu judece de la cauzele efect, să nu analizeze critic informațiile, pentru că nu vor să renunțe la buretele de oțet. Dar tocmai aceasta este ideea, să renunțăm să nu luăm buretele de oțet. Chiar dacă nu lua buretele de oțet însemnează a renunța să împărtășania. O faci și pe aceasta. S-au renunțat la calitatea de membru, eventual. S-au luat o poziție clericală. Toate acestea pot să fie kenoze, pot să fie, să fie un refuz al unui drog, al unui burete de oțet. Nu însemnează renunțarea la urmarea lui Iisus. Dimpotrivă, este o radicalizare a acestei urmări. Pentru că urmarea lui Iisus nu însemnează că ajungi la un punct în care o anumită dogmă sau un anumit sistem teologic sau o anumită stare mistică sau o anumită experiență emoțională, anumită nașterea din nou și așa mai departe, îl aduce pe Dumnezeu în viața ta. Nu, dimpotrivă, însemnează o continuă dezbrăcare de toate aceste false absoluturi și asumarea unei existențe limitate uman în timp, doar existență pe deplin justificată în ea însăși, o existență care nu are nevoie de ceva din afară să o justifice, ce este justificată din lăuntru ei. Este o existență care se afirmă în ciuda limitelor ei, nu o existență care are nevoie să fie afirmată de cineva din afară. Și aici, cu siguranță că lucrurile sunt pe dos decât în toate religiile, dar tocmai din cauza aceasta a fost Iisus un revoluționar, fiindcă a răsturnat o paradigmă universală a religiei. Și cum a răsturnat-o? Mult foarte simplu. Pavel spune, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, să aibă numele cel mai sus, mă rog, cel mai înalt din univers și așa mai departe, în cuvintele mele, ideea pe care o spuneam este aceea că Dumnezeu nu poate fi numit. Evreii n-aveau voie să numească pe Dumnezeu. Filone explică de ce nu poate fi numit Dumnezeu, fiindcă El este existență în sine. Nu este un lucru anume, un obiect, o persoană, ci este existența în sine. Iisus poate fi numit. De ce poate fi numit? Tocmai fiindcă a împărțit neexistența. Pentru că a acceptat să existe și a exista înseamnă a muri. Dar să nu fie existență, ci să trăiască. Asta înseamnă a muri. Însă, în această viață care merge spre moarte, care este limitată, este afirmarea existenței absolute, de fapt.
aceasta este ideea. Și motivul pentru care Isus este adevărul și Isus este suprem. Și așa spun, pentru care Isus este religia adevărată și nu se poate compara cu alte religii, este că Isus nu este adorat pentru că este Dumnezeu, ci pentru că este Dumnezeul care s-a dezbrăcat de Dumnezeire și care s-a golit, de fapt. Isus nu este adorat pentru că e transcendent, pentru că e supranatural, pentru că e absolut, că e atotputernic, tocmai fiindcă s-a golit pe sine însuși de aceste atribute. Acesta e principiul pe care Pavel îl vrea să-l enunțe ca bază al teologiei creștine. Principiul revoluționar. Atât de revoluționar că romanii, care au toleranță religios, au decis că secta creștină trebuie stârpită. Și care în același timp devine un mod de viață în care o existență limitată în timp și spațiu este justificată și este afirmată ca un absolut. Nu, aceasta nu neagă un punct eschatologic, dar acest punct niciodată nu este căutat și nu este atins în viața aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu aceasta am încheiat seria despre ontologia lui Pavel, și care a fost oricum paralelă cu problema căutării certitudinilor pierdute. Am refuzat să ofer o certitudine care va trebui abandonată mai târziu. Aș vrea să îmi exprim filozofia mea personală în acest concept paulinian al kenozei, în care convertirea este întoarcerea spre un orizont infinit și înaintarea la nesfârșit către un orizont infinit, având curajul de a renunța la orice absolut, la orice paliativ și de a ne dezgoli noi înșine de acele false absoluturi cu care suntem umpluți din afară. La revedere!